m-am regăsit la horoscopul zilnic. N-am să vă mai aduc aminte de horoscopul săptămânii, n-am să vă mai aduc aminte de nimic din site-ul agvaria.com, pentru că știu că deja le-ați urmărit sau ați intrat în site-ul nostru și vă mulțumesc pentru asta. N-am să vă mai aduc aminte eu să dați subscribe la acest canal, că o să o facă Ava la un moment dat, așa cum sper că v-ați obișnuit. Eu am să intru direct în povestea zilei de joi cu horoscopul celor 12 personaje principale, care sunteți voi, reprezentanții fiecarei zodii. Nu uitați că acest horoscop este valabil atât pentru zodia natală, zodia în care v-ați născut, dar și pentru zodia ascendentă. Dacă nu știți zodia ascendentă, vă invit în agvaria.com, unde există un serviciu gratuit prin care puteți afla exact care era zodia care vă reprezenta la ora și minutul, dacă știți la care v-ați născut. Acela este ascendentul. Intrați în site, căutați serviciile Agvaria și acolo veți găsi ca serviciu gratuit calcul ascendent și calculul zodiei natale. Aici e cazul persoanelor născute la granița dintre două zodii, undeva pe 19, 20, 21 ale fiecarei luni. E posibil să aveți surprize, să nu fiți în zodia în care știați că sunteți, ci în următoarea sau în anterioara. Tot în agvaria.com găsiți acest serviciu la un loc cu ascendentul. Vă invit să le căutați. Dacă nu apeși pe subscribe și pe clopoțel, cum ai să fie anunțat că a apărut horoscopul zilei sau al săptămânii sau al lunii sau cine știe ce mai deci urmează? Ce ai de făcut? Da, dă click acum pe abonează-te! Mulțumesc! Așa cum spuneam, intrăm acum direct în pâine să vorbim despre fiecare dintre cele 12 zodii. Berbecul, spuneam și ieri că e mai mult pe drumuri, se pare că nu și-a încheiat seria deplasărilor și astăzi are niște călătorii de făcut, niște deplasări de colo-colo, dar care s-ar putea să dureze mai mult decât v-ați propus. Timpul are o conotație cu totul specială, ca atare, dacă plecați la drum, asigurați-vă că respectați întocmai termenii, orele de plecare, orele de venire. Vedeți acolo dacă vă așteaptă cine trebuie să vă aștepte la ora specificată, eventual luați-vă și o rezervă de timp, că e posibil să apară niște modificări pe parcurs, în program, un ambuteiaj pe undeva, sunteți prins în trafic în altă parte și astea să prelungească eventualele deplasări pe care trebuie să le faceți. De aceea e bine să vă asigurați că totul se desfășoară conform programului, dar să vă luați și o rezervă în plus la nevoie. Pe de altă parte, călătoriile pe care le faceți au profitabilitate. Câștigați ceva de pe urma lor sau rezolvați acele sarcini pentru care a trebuit să plecați la drum. Deci sunt călătorii cu spor, cu efecte, cu urmări, cu roade de care vă puteți bucura, poate chiar și financiare. Tot de la oarecare distanță e posibil să vă treziți cu niște sume de bani sau măcar niște promisiuni de bani sau dacă nu sunt niște promisiuni de bani, pot fi niște ponturi, niște garanții, niște informații foarte folositoare. Cineva de departe vă transmite o veste pe care o puteți transpune în practică imediat și din care, mai devreme sau mai târziu, să apară niște rezultate palpabile, care se pot măsura, care se pot cântări, care se pot vinde. Deci banii pot să vină ori de departe, ori voi trebuie să cheltuiți ceva mai mult pe parcursul acestor deplasări, ori banii urmează să apară în urma acestor idei, informații, sfaturi pe care le-ați putea primi de la cineva de departe, probabil printr-un telefon sau un mesaj sau cine știe ce alt fel de document care vă garantează că banii urmează să apară de undeva, de la oarecare distanță. Taurii au o zi foarte agitată și agitația aceasta cotidiană generează stări emoționale foarte contradictorii. S-ar putea să intrați în niște conflicte, niște dispute cu niște persoane și lucrul ăsta vă irită. De fapt, nu numai că vă irită, generează două tipuri de emoții în voi. Ori reacționați la fel de agresiv și de acolo cine știe ce furtună se naște, ori exact opusul, vă retrageți, vă asumați vinile,
poate chiar nu meritați să fiți atacat, dar le luați pe turta voastră ca și cum ați fi vinovați. Deci există două atitudini total diferite. Acum depinde de fiecare taur cum este cel prins într-o fază agresivă, nervoasă, reacționează și nu reacționează chiar plăcut, ori exact invers, vă atrageți asupra voastră atacul și vă retrageți în banca voastră, suferind în sinea voastră pentru ceea ce ați auzit. Din alt punct de vedere, e posibil să trebuiască să lucrați pe două fronturi, să faceți și una și alta, ori simultan, ori cumva pe parcursul zilei să vă ocupați de două aspecte total diferite și pe care le puteți face, vă motivează foarte tare, vă entuziasmează, aveți multă energie de consumat, dar tocmai pentru că este energie de consumat, s-ar putea să exagerați și să vă obosiți prea tare, să epuizați resursele acelea de energie și până la sfârșitul zilei să fiți frânți de oboseală, tocmai pentru că ați avut două lucruri simultane de făcut. Va fi greu să fiți la fel de eficient pe ambele planuri. Și pentru că, unu, un plan îl duceți la îndeplinire bine și v-ați cam terminat resursele de energie, când trebuie să vă ocupați și de al doilea, s-ar putea să fiți deja epuizat, obosit și să nu mai dați același randament. Și sentimentul cu care terminați ziua să fie legat de al doilea plan, care n-a ieșit tocmai bine decât cel pe care l-ați dus cu bine la îndeplinire și de care ați cam uitat din cauza celui de-al doilea la care ați cam clacat. N-ați mai avut aceeași energie și normal că ați căzut în extrema cealaltă. Gemenii sunt dispuși astăzi să pună punct unei situații pe care au cântărit-o mult, au analizat-o, ați stat multă vreme să măsurați ce aveți de făcut, și varianta A și varianta B, să o fac, să nu o fac, tot felul de întrebări v-ați pus, sau poate altcineva a fost cel care v-a supus acestei analize ca un fel de interviu de angajare, ca un fel de chestionar în care ați fost analizat pe toate părțile. E bine, nu e bine, e omul potrivit, nu e omul potrivit, să mă încred în el, să nu mă încred, tot felul de întrebări cu da și nu, cu alb și negru, și de pe o parte și de pe alta, și argumente și contraargumente au fost direct legate de voi, ori voi fiind cel care le-ați spus, ori altcineva și le-a pus în legătură cu voi, și se pare că ați ajuns la o concluzie și astăzi se poate pune punct acestei analize. Ori luați decizia, ori cineva vă dă un răspuns într-un final, e o concluzie pe care o extrage în urma acestei îndelungate cântăriri de argumente și după aceea s-ar putea lucrurile să revină cumva la o stare de normalitate și de echilibru, fără să mai stați în dubiu ăsta, în întrebările acestea care v-au marcat o vreme. Se calmează spiritele, dar nu s-ar calma dacă nu s-ar ajunge astăzi la acel final de etapă, de drum, de proiect, de activitate, încheiat cu această concluzie care încununează de fapt tot ce ați făcut până acum, pentru că se pare că a fost un drum destul de anevoios prin care ați trecut și pe sus și pe jos și ca o sinusoidă așa a fost tot acest demers la care, iată, acum ați ajuns la final, numai bine să vă liniștiți după aceea sau să primiți un răspuns menit să aducă după aceea liniștea și stabilitatea și claritatea în viața voastră. Racul ar putea avea o zi chiar norocoasă, chiar fericită, putem spune. Se poate întâmpla un eveniment pentru sufletul vostru, o veste foarte bună de la cineva drag, o întâlnire sentimentală cu o persoană care v-a făcut inima să tresalte, o reușită. Toate menite să aducă bucurie, fericire, un sentiment de mulțumire sufletească, împlinire sufletească profundă și care să vă aducă aminte de fapt că viața e frumoasă, că sunteți favorizat, că sunteți norocos și un prim plan în care puteți avea parte de noroc, se pare că este dragostea, familia,
Toate cele lucruri pe care puneți preț emoțional vorbind, sentimental vorbind. Acolo se pot întâmpla cele mai deosebite evenimente astăzi. Dacă așteptați iubirea, ieșiți din casă și nici nu știți de unde apare de după colț, așa, Făt Frumos sau Ileana Cosânzeană, stați cu ochii la pândă, că ați putea trece, și aici e vorba totuși de hazard, ați putea trece prin locul potrivit, în momentul potrivit, să întâlniți persoana potrivită și scânteia se produce când nici nu vă așteptați. Dar totuși e vorba de hazard, e vorba de noroc, să treceți prin locul potrivit în momentul potrivit. Așa că umblați pe oriunde, că pe undeva umblă șansa aceasta sentimentală pentru voi și dacă iubirea este ceea ce vă lipsește în momentul de față, de unde nu vă așteptați, greu de spus dacă e vorba de hazard atunci, poate fi oriunde și oricând, numai că trebuie să fiți voi pe, în momentul ăla acolo unde trebuie. Lei. Sunt în fața unei activități prin care sunteți dispus să luptați pentru adevăr, să militați pentru adevăr, să vă ridicați pentru adevăr. Trebuie să vă faceți dreptate. Ori vouă, în cazul în care cineva a greșit față de voi, ori voi deveniți un fel de avocați pentru alții. Luptați pentru drepturile altuia, pentru șansa altuia, pentru rezolvarea corectă a unei probleme din care cineva a avut de suferit. Voi puteți fi cel care cântărește situația, care analizează situația, caută dovezile pe unde se ascunde adevărul, ascultă punctul de vedere și al unuia și al altuia în cazul în care sunt două tabere aflate în conflict. Deci aveți acest rol foarte important de arbitru, negociator, judecător, avocatul apărării, cel care ascultă și dintr-o parte și într-alta și într-un final poate să ofere o părere foarte avizată, imparțială, nu țineți nici cu o parte, nici cu alta și care va face lumină în această situație. Tocmai pentru că sunteți din afara conflictului, puteți înțelege altfel lucrurile. Probabil, adevărul este undeva la mijloc, dar trebuie cineva să fie la mijloc pentru a analiza această situație și se pare că voi sunteți persoana cea mai potrivită și cine primește de la voi azi un verdict, o părere, o concluzie, are numai de câștigat, totul e să pună și în practică ceea ce voi îl veți sfătui, că voi spuneți adevărul, voi oferiți o soluție justă, corectă, legală de a rezolva problema, acum rămâne ca cele părți implicate să accepte concluzia voastră, părerea voastră, soluția voastră. Voi știți că o dați 100% corectă, justă, legală, dreaptă, dar posibil ceilalți să nu fie pe deplin mulțumiți fiind două tabere. Fiecare va spune că dreptatea e la el. Cel care este cumva prejudiciat de această concluzie s-ar putea să se ridice pentru drepturile sale, dar unde legea nu-i tocmeală, iar astăzi voi se pare că reprezentați legea și ceea ce spuneți e din cărți, e din manuale. Fecioarele pot avea câștig de cauză astăzi, pentru că sunt bătăioase, inspiră putere, încredere, forță, autoritate. Unde vă dați voi cu părerea, se rezolvă problemele, toată lumea ascultă ce aveți voi de spus. Inspirați o încredere fantastică. Se vede pe fața voastră că știți ce spuneți, că sunteți bine pregătită, că nu există nicio suspiciune, niciun dubiu asupra celor pe care le spuneți. V-ați învățat tema, știți din bogata experiență de viață pe care o aveți, știți exact ce aveți de spus și încrederea asta pe care o inspirați ajută să vă duceți la îndeplinire orice scop astăzi. Poate fi și o zi în care vă puteți afirma, tocmai datorită acestei energii atot puternice, atot cunoscătoare pe care o inspirați. Primiți laude, lumea vă admiră,
Unii chiar vă privesc așa ca pe un erou al zilei, tocmai că veniți cu cele mai bune soluții. Unde puneți voi mâna, se rezolvă problemele. Unde interveniți voi, iarăși se clarifică o situație. Cineva are mult de câștigat de pe urma prezenței voastre, companiei voastre. Aveți așa rol de stimulent, de vitamină, de motor principal de energie pentru alții. Voi sunteți cu heirupul, voi sunteți cu hai că putem, hai să facem, hai să dregem. Motivați, stimulați, ridicați moralul, dați exemplu, sunteți liderul, sunteți deschizătorul de drumuri și ceilalți doar vă urmează și vă privesc așa ca pe un far călăuzitor. Pentru că, într-adevăr, inspirați această fantastică putere și multă lume o să vă admire pentru energia aceasta pozitivă pe care o inspirați. Ar fi păcat să nu consumați această fantastică energie pentru un succes de zile mari. Propuneți-vă ceva cu totul deosebit astăzi, că ținta poate fi atinsă. Balanțele trebuie să fie foarte atente la informațiile care ajung la urechile lor. Cineva umblă cu cioara vopsită pe lângă voi, vă poate transmite o informație greșită, vă poate induce în eroare, vă minte, hai să o spunem pe șleau. Deci fiți foarte, foarte prudente la ceea ce spun ceilalți și dacă intuiția, și voi aveți o intuiție foarte puternică, dacă intuiția vă spune, vă sună clopoțelul că celălalt nu e cinstea întruchipată, nu-l lăsați să vă domine, să vă fraierească. Ridicați-vă pentru adevăr, spuneți ce aveți de spus, trântizionați dacă l-ați prins cu minciuna. Ridicați-vă, deci, pentru dreptate, pentru adevăr, pentru ce vi se cuvine, pentru drepturile voastre. Nu lăsați pe altul să câștige ceva, că s-ar putea să nimeriți așa într-un anturaj în care se pricepe o persoană să învârtă cuvintele, să fie, să zăpăcească, să aburească, să își atingă scopurile prin niște tertipuri nu tocmai corecte, dar trebuie să reacționați. Să nu, așa ca să fiți politicos și să fiți manierat, să tăceți și să-l acceptați pe celălalt să facă ce vrea. Din potrivă, chiar dacă asta vă creează animozități în relația cu respectiva persoană, mai bine îi spuneți clar că nu-i merge cu voi decât să-l lăsați să-și adincă scopurile, dar nu pe cele mai juste căi. Puteți lupta, deci, astăzi împotriva minciunii, împotriva nedreptății, împotriva injustiției, a intervențiilor negative ale altora. Pentru că, da, există peste tot persoane care caută să fraierească pe alții și astăzi ar putea încerca cu voi. Norocul vostru este că simțiți de la o poștă mincinosul și interveniți astfel încât să nu cădeți în plasa acestuia. Scorpionii ar putea avea mici conflicte pe unde trec, dar norocul e că aveți alături persoane care țin la voi și înțeleg că sunteți cam nervos, că sunteți cam agitat, că mai trântiți din când în când câte o vorbă nepotrivită în momentul nepotrivit. Deci nu voi veți fi cel care va drege busuiocul, ci cel de alături, care ține la voi, prietenul vostru, colegul vostru care vă știe de ani de zile, persoana iubită care iarăși vă înțelege, voi nu prea veți ști să fiți amabil, plăcut, ci le cam trântiți așa, dar celălalt vă înțelege, vă trece cu vederea, vă iartă, e împăciuitor și ar fi culmea voi să continuați cu disputele și cu conflictele când celălalt e calm, e plăcut, e amabil, vă va dezarma foarte repede atitudinea sa împăciuitoare și bună și blândă și calmă. Nu o să puteți face pe supăratul și pe nervosul și pe recalcitrantul cu cineva drag alături care vă zâmbește și vă spune: las că trece, știu eu că ești nervos. Da, o să vă treacă, dar încercați să vă uitați și la cel drag de alături și să vă molipsiți un pic de stare de bine de la el. Săgetătorii sunt un pic cam supărați, aveți o suferință pe suflet, dar n-ar trebui să-i dați atâta atenție că se pare că la originea acestei supărări este o gafă, o prostioară, o
un fleac, la urma urmei, care ar putea fi trecut cu vederea, cu simțul umorului, de exemplu, făcând haz de necaz, cu ironie, cu autoironie, cu un dram de cinism. Nu merită pus la suflet, ci căutați să contrabalanțați această mică supărare cu partea frumoasă a acestei prostioare. Poate cineva a spus o vorbă încercând să facă o glumă, dar ați interpretat-o greșit sau ați luat-o prea personal. Și puteți întoarce și voi cumva aceleași arme împotriva celuilalt, dar nu prin răutăți și nu prin atacuri dure, ci prin glume. Dacă sufletul vă plânge, așa greu de crezut că veți găsi gluma potrivită, dar poate veți reuși totuși să contrabalansați ceva care atârnă greu sufletește și să o trimiteți într-o direcție amuzantă, simpatică, superficială, inocentă la urma urmei, că s-ar putea să nu fie atât de grav pe cât vi se pare pe moment că cineva atentează la ceva legat de sufletul vostru. N-au existat intenții negative, dar probabil a folosit niște cuvinte nepotrivite care v-au rănit, care v-au jignit și acum poate încearcă să dreagă busuiocul, totuși să îl lăsați pe celălalt să repare gafa dacă tot a făcut-o și nu turnângați pe foc și nu judecându-l și nu întorcându-i spatele, ci încercând să-i ascultați și explicațiile de după. Capricornul este pregătit astăzi de o mare decizie radicală, dacă s-ar putea. Probabil ați văzut cu ochii voștri că nu v-a ieșit un plan și dacă vedeți că pe calea asta nu ajungeți nicăieri, înseamnă că trebuie să renunțați la calea asta și să porniți în altă direcție, să închideți acest capitol și să deschideți altul, să rupeți pisica și să căutați iarăși un alt sens. E nevoie uneori de astfel de finaluri categorice, de un rămas bun, definitiv, gata, stop, până aici, ca după aceea să se deschidă o cale în altă parte. Da, poate pe moment sunteți debusolat, așa, derutat, încotro să o iau, că îi pică destul de abrupt această veste, această închidere de capitol. Dar întotdeauna un final lasă loc de un nou început. Vărsătorii au o oarecare reținere de a lua decizii. Ar trebui să luați o decizie, dar aveți rezerve. Vă e teamă să nu greșiți, încât cumva ați dori să mai trageți de timp, să mai primiți un răgaz de gândire, să mai analizați situația și pe o parte și pe alta. Deci sunteți cumva între două direcții, dar niciuna nu vă atrage în mod special. Nici varianta A, nici varianta B. Dacă s-ar ivi o a treia mai bună, ar fi ideal, dar greu de crezut că apare și de aceea stați în expectativă. Niciuna nu vă inspiră încredere, niciuna nu vă e pe plac. Ambele consumă cam aceleași resurse, ambele cer niște sacrificii din partea voastră și tocmai de aceea nu sunteți dispus, pregătit să luați acum decizia. Vă e teamă că oricare ați alege-o, pe oricare ați alege-o, tot ceva neplăcut va ieși din toată povestea asta. Dacă n-aveți încotro, va trebui în cele din urmă să puneți degetul pe una și să spuneți o aleg pe asta, dar nu-mi convine, nu-mi place, nu e chiar ceea ce mi-am dorit. Aveți de ales între două haine și niciuna nu vă este pe plac, dar trebuie să vă luați haină. Ceva de genul ăsta se întâmplă astăzi. Încât rămâneți cu un sentiment așa de frustrare, de nemulțumire, de neîmplinire, de că se putea mai bine de atât. Pe de altă parte, e foarte posibil să aveți aceleași rețineri vis-a-vis de niște persoane. Vă ridică mari semne de întrebare acele persoane. Sau să zicem o persoană cu care intrați în contact. Așa de des își schimbă opinia și starea acea persoană încât nu mai știți cum să o luați. E așa sau e așa? E vesel sau e trist? Acum spune da, acum spune nu. Și lucrul ăsta normal vă ridică semne de întrebare și sunteți neîncrezător la adresa sa.
E prea superficial, e prea schimbător, e prea capricios și nu puteți avea încredere într-o astfel de persoană. De aceea, dacă intuiția vă spune să nu vă bazați pe o astfel de persoană, poate ar fi bine să o ascultați. Dacă intuiția vă spune să nu vă implicați într-o relație, într-o acțiune, alături de o ființă atât de capricioasă, ar fi bine să o ascultați. Prudența e foarte bună în situațiile în care lucrurile sunt incerte. Nu luați decizii azi care ar putea să se schimbe mâine poi mine. Mai amânați, mai anulați, contramandați o decizie finală pe altă dată sau dacă musai, va fi greu că tot va rămâne ghimpele ăla în suflet că se putea și mai bine de atât. Da, probabil se putea, dar dacă n-aveți decât două variante, una trebuie aleasă. Peștii au o zi liniștită, chiar liniștită, plăcută, cu multe momente pentru sufletul vostru, pentru bucuria voastră, mai ales în familie. Acolo se petrec niște evenimente amuzante care leagă foarte bine familia, părinții de copii, copiii de părinți. Există niște discuții acolo prin care fiecare își aduce contribuția. Nu doar mama vorbește pentru tot, nu doar tata decide pentru tot, ci e un cerc de discuții acolo în care fiecare își exprimă punctul de vedere și într-un final luați și o decizie din care toți au de câștigat. De parcă acum, nu știu, decideți unde vă duceți în concediu la vară sau poate niște schimbări pe care vreți să le faceți în locuință. Hai să renovăm, hai să redecorăm, hai să cumpărăm perdele noi. Și atunci fiecare își dă cu părerea și într-un final veți și alege varianta optimă, dar din care toți să fie mulțumiți. Nu unul își dă cu părerea, nu ceilalți se sacrifică pentru că tata a fost mai autoritar și și-a exprimat punctul de vedere. Veți găsi o cale de mijloc așa în care toată lumea să aibă de câștigat și să fie mulțumit de ceea ce se alege într-un final. Altfel, e foarte posibil ca liniștea de acasă să fie un liant foarte bun pentru discuții intime de suflet. Mama discută cu fiica, mai ca între femei, ca între fete. Un tată are răbdare să stea cu copilul, mai ales că acum nu se merge la școală. Există o comuniune, așa, o conexiune mai puternică între suflete, tocmai pentru că lumea pare mai liniștită acasă. Parcă nu mai sunt aceleași griji, parcă nu mai e același stres, parcă nu mai e aceeași agitație cotidiană care să influențeze și atmosfera de acasă. Faptul că fiecare are o stare așa de bine, de confort emoțional în legătură cu cel de alături, asta vă ajută să discutați mai calm, mai liniștit, mai plăcut și să se ajungă la niște concluzii, decizii, alegeri, soluții menite să restabilească și mai bine de atât armonia în familie, în cuplu sau în casa voastră. Aceasta a fost ziua de joi. Vă doresc o zi spornică, liniștită, fără virus, fără supărări, ci să găsim în această zi de joi fărâma de bucurie.